Pe măsură ce lunile trec, ies la suprafață noi probleme de sănătate induse de pandemie. Scrâșnitul dinților, numit bruxism de specialiști, a început să-i trimită pe oameni în cabinetele dentiștilor. Este o reacție automată, încă insuficient studiată, dar care poate ajunge să distrugă în mai puțin de un an toată dantura anterior sănătoasă. Cel mai probabil, boala are drept cauză probleme emoționale, adică stresul, depresia și anxietatea, care i-au atins pe mulți români în ultima perioadă. Dinții încleștați, simt că mi-e foarte greu să deschid dinții, să deschid gura. În ultimul timp am mai avut insomnii și probleme emoționale, e un stres în plus. Pacienții recunosc că niciodată nu au fost mai îngrijorați. Deruta și senzația de necunoscut se traduc și prin reacții organice. Bruxismul e o frecare inconștientă a celor două arcade dentare. În continuare avem starea de izolare, ne este frică, ne este teamă. Mintea noastră percepe lucrurile astea ca o reacție primitivă. Stresul este la cote ridicate, nu mai zic de anxietate. Duc spre apariția bruxismului. Un studiu al medicilor din Tel Aviv a arătat că în 2020, an în care pandemia de coronavirus ne-a indus o stare în plus de stres, frecvența cazurilor de bruxism a crescut de la 35 la 47%. Stomatologii de la noi confirmă și ei creșterea. În termen popular, frecarea dinților. Acesta poate fi diurn sau nocturn și ca și cauză finală poate duce până la pierderea dinților. Forțele declanșate în crizele de bruxism, care pot dura nopți la rând, sunt uriașe. Pacienții văd cum dantura începe să se macine rapid. Uzura accentuată a smalțului modifică și aspectul facial, scade nivelul etajului inferior al feței. Pentru că dinții de jos mai fragili sunt retezați, apoi încep să se deplaseze și se cariază. Va trebui să poarte fie aparat dentar, fie să li se facă obturații, fațete sau coroane. Soluții există, dar tratamentul e îndelungat. Se toarnă gutiere ultrasubțiri din acrilat care trebuie purtate în cazuri de afectare severă a dinților 24 de ore pe zi. În cazuri ușoare, doar noaptea. Gutiera are cam între 1,5-2 mm grosime. Dar totuși alterează vorbirea, dicția. Și un fir de păr, dacă simțim pe limbă, ni se pare un plus. Șansele de a rezolva problema care sunt în final? Sunt 90% dacă pacienții ascultă indicațiile medicului. Tratamentul durează între 6 și 9 luni, timp în care frecarea e atenuată, iar dinții rămân protejați. La fiecare 2 săptămâni, progresia trebuie evaluată. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.